funcționează. Click here at any time to view the posts on YouTube. Fiu! O merge. Nu credeam că o să funcționeze. Dar voi îl vedeți în live? Gen, merge? Hello there! Yeah! Funcționează! Încerc să-mi găsesc stream-ul și pe iPad, doar ca să-l am în direct, să văd cu ce mă ocup. Mă auziți? Mă vedeți? Totul merge ok? Salut, Beniamin! Salut, Mina! Mă așteptam ca voi să fiți aici, pregătiți, oricând. Cum merge? Spuneți-mi dacă funcționează, întâi de toate. Verific singur. Funcționează! Încerc să-mi găsesc stream-ul și pe iPad, doar ca să-l am în direct, să văd. Ok, sunt cu 50 de secunde față de când vorbesc eu. Deci ăsta ne este delay-ul. Ha! Am avut o zi plină, am avut o săptămână plină. Hai, bine ați venit! Salut! Nu mai tragem de timp. Folosesc un soft nou, de-aia aveți undeva aici, live. Nu știu ce. Dacă e bun, dacă vă place, la final o să-l și cumpăr și l-avem pentru totdeauna. Azi, hello, you know, if anyone's speaking English over here, we're doing an IELTS practice. La cererea voastră foarte des întâlnită, când facem un pic de IELTS, când facem un pic de examene, când ne ajut să facem niște pregătiri, azi. Ta-da. Dar nu e singurul video legat de IELTS. Azi mi-am propus să petrecem o oră, aproximativ, să facem un mock, așa o numeam noi la liceu când predam, o simulare. So, o să petrec cam o oră trecând prin toate cele patru rubrici, patru elemente ale lui. De fapt, pot să vă și arăt că de asta am luat un soft deștept. Sper să-mi vedeți screen-ul, puteți să vă vedeți și comentariile voastre. Ha, 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 OMG, trebuie să dau asta la o parte. Un pic. Salut, Cristina! Și tu dai IELTS-ul? Hello? Să vă dau mai la o parte. Ok, când o să-mi vedeți în final aici, o să vedeți că este structurat examenul în patru componente. Listening practice, reading practice, speaking practice și writing practice. Între reading și writing avem două variante, unul academic, una academică și una generală, care ar fi gen nivel mai mic. Mișto, merge. So, azi trecem prin ele. Nu citesc regulile, le știu în mare parte și voi le știți, în mod sigur, dacă vă pregătiți pentru el. Azi doar dăm răspunsuri orare, nu scriem, nu respectăm timpul. Însă, în următoarele videouri mi-am propus să intrăm în detaliu în fiecare parte. Deci o să avem un video mai detaliat de listening, unul de reading, etc. Și cu asta, cred că începem tot ce mi-am propus. Mă vedeți? Mă vedeți? Ok. Dacă vreodată aveți vreun stres, vă văd chiar aici. Am mesajele. Dacă aveți întrebări și etc., puneți-le când vreți voi, vă răspund. Țineți cont că o să dureze cel puțin un minut. Pregătiți? Hai să începem! Because why not? Începem cu cele ușoare sau cu le luăm pas cu pas? Deci examenul în principiu durează 2 zile în general, pentru că fiecare parte are un total de 2 ore, cred, trebuie să mă informez un pic mai mult. Dar acum ne uităm la listening. Cum o să fie examenul structurat? Dacă dai printr-o școală sau printr-o agenție mai mișto, e posibil să ți le bage pe toate în aceea zi. Ceea ce nu e un stres, dar pregătește-te să ai o zi cerebrală la sfârșitul căreia te va durea capul în mod sigur. Apoi, alternativ, vei fi structurat în multiple zile și de obicei ai listening-ul la început și în ziua respectivă sau în cele 2 ore de rubrică ai timp să te concentrezi numai la asta și pauză până la următorul. Ce avem în part 1? Listening! Apropo, dacă vreți și voi testele pe care le am în față, ăsta e link-ul, takeielts.britishcouncil.org, acolo le găsiți pe toate. De ce e nevoie să dau acest test? Bună întrebare. Ok, deci hai să o luăm treptat. 1. Vrei să vii să studiezi în Anglia? Îți trebuie un examen de limbă. Nu e imposibil să vii fără un examen de limbă, dar e mai complicat. Dacă vii fără examen de limbă, probabil o să vrea să demonstrezi că știi engleza și cel mai des nu vă forțează, dar vă cam obligă să faceți un an de fundație, timp în care învățați
ce materii alegeți? Adică ori o faceți într-un colegiu, ori prin universitate. Aveți de ales fix ce vreți să studiați în acest foundation. Dar totul e la un nivel de engleză un pic mai scăzut, cât să vă adapteze atât cu felul în care se vorbește, cât și cu felul în care se scrie, cât și cum se comportă lumea în Anglia. Alternativele lui IELTS sunt Cambridge Exam-ul. Eu am dat Advanced în 2005 și n-am mai avut nevoie să demonstrez absolut nimic de atunci și până acum. Deci vă deschide porțile. Și la CV presupun că ajută, depinde și ce job vă luați. Listening. Ce facem în listening? Test should take you 30 minutes and an extra 10 to transfer. Ok, so deci întregul test de ascultare, toate cele patru părți au un total de 40 de minute. Mai multe detalii aflați în următoarele videourile. Bla, 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 bla. O să aveți foi date oficial de ei cu pătrățele, foi care intră în computer să fie scanate. Sau deci nu trebuie să aveți ciorne la voi. Vă dă absolut tot ce trebuie. Partea 1. A părții 1. This is the first part of your listening. Then ok, hai să o descriu. Listen to the audio and answer questions 1 to 10. Aici avem întrebări. Ne-au și o foaie eventual? Hai să luăm și o foaie. Așa, ca fapt divers. Ca să luăm și niște notițe. La mine e ora 2:08. Ne și semi-sincronizăm cu ocazia asta. Boom. Play. Sper să nu fie video dat jos sau demonetizat pentru că pun drepturi de autor. Așa că s-ar putea să nu trec prin toate cele 7 minute aici, doar ca să nu ne taie stream-ul în mijloc. Test 1. You will hear a number of different recordings, and you will have to answer questions on what you hear. There will be time for you to read the instructions and questions, and you will have a chance to check your work. All the recordings will be played once only. The test is in four sections. Deci deja aveți instrucțiunile, le ascultați o singură dată, aveți și timp să citiți, am impresia, întrebările un pic înainte să le ascultați, dar eu vă recomand să luați mătițe pe ciorna pe care vi-o dă, nu să le scrieți direct. At the end of the test, you will be given 10 minutes to transfer your answers to an answer sheet. Now turn to section 1. Section 1. You will hear a conversation between a clerk at the inquiries desk of a transport company and a man who is asking for travel information. First, you have some time to look at questions 1 to 5. Express lane trees at, nearest station is, number 706 bus goes to, number nu știu ce, bus goes to the station, and earlier bus leaves at. Gata, ai avut timp să ți le citești. Ei cred că îți dau cam un minut. Good morning. I live in Bayswater and I'd like to get to Harbour City tomorrow before 11 a.m. Well, to get to Bayswater... No, I live in Bayswater. My destination is Harbour City. Oh, sorry, right. So that's Bayswater to Harbour City. Are you planning to travel by bus or train? The man wants to go to Harbour City. So, Harbour City has been written in the space. Now we shall begin. You should answer the questions as you listen, because you will not hear the recording a second time. Listen carefully and answer questions 1 to 5. Good morning, Travelink. How can I help you? Good morning. I live in Bayswater and I'd like to get to Harbour City tomorrow before 11 a.m. Well, to get to Bayswater... No, I live in Bayswater. My destination is Harbour City. Oh, sorry. Right, so that's Bayswater to Harbour City. Are you planning to travel by bus or train? I don't mind, really. Whichever option is faster, I suppose. Well, if you catch a railway express, that'll get you there in under an hour. Let's see. Yes, if you can make the 9:30 a.m. express, I'd recommend you do that. Great. Which station does that leave from?
Hellendale is the nearest train station to you. Did you say Helensvale? No, Hellendale. That's Hellendale. What's the best way to get to the Hellendale station then? Well, hang on a minute while I look into that. Now, it seems to me that you have two options. Option one would be to take the 706 bus from the Bayswater Shopping Centre to Central Street. When you get there, you transfer to another bus which will take you to the station. Or the second option, if you don't mind walking a couple of kilometres, is to go directly to Central Street and get straight on the bus going to the train station. OK, which bus is that? The 792 will take you to the station. I guess the walk will be good for me, so that might be the better option. What time do I catch the 792? There are two buses that should get you to the station on time, one just before 9 o'clock and one just after. But look, at that time of the morning, it might be better to take the earlier one, just in case there's a traffic jam or something. The 8:55 is probably safer than the 9:05. Yeah, I don't want to miss the train, so I'll be sure... Boom! Pauză! Am răspuns la cele 5 întrebări și le-am răspuns în paralel. Toate răspunsurile lor, evident, erau în text, ăsta e tot scopul, dar ați văzut în mod special la final, astea sunt chestiile la care trebuie să aveți atenție, micile trucuri. Earlier bus leaves at. Omul întreba ce opțiuni are să ajungă acolo. Ea i-a spus că are două opțiuni, unul înainte de 9 și unul înainte de 10. Dar... Și atunci a spus cuvântul cheie, earliest. Nouă ne cere contextual și mai devreme și ea ne-a dat cel mai devreme. Deci ăla va fi răspunsul. Sunt mici trucuri în care vă aruncă întâi informație care să vă încurce și apoi vă dă imediat răspunsul. Și o chestie care se va repeta. Dar nu vor fi misleading atât de grav. Țineți minte, ei sunt conștienți că voi nu sunteți vorbitori nativ de engleză. Sunt conștienți că ăsta e un test de bază, că ăsta cred că e level 2. Deci, nu vă panicați când aveți mult prea multe informații pentru doar câteva răspunsuri scurte și ușoare. Mina, vrei să apuci serios de învățat limba engleză, că în ultima perioadă doar cu educația financiară? Fă de-astea, fă practice exams-uri. Sure to get on the 5 to 9 bus. Before you hear the rest of the conversation, you have some time to look at questions 6 to 10. Bun, și acum avem ocazia să citim restul întrebărilor. Acestea. Detaliile. Asta e un exercițiu de atenție și de listening, de ascultare. Cât de ușor poți să înțelegi cuvinte. Cere prețul. Prețul în dolari. Now listen and answer questions 6 to 10. By the way, how much will I have to pay in fares? Well, you can get a ticket on the bus for $1.80 cash, and you'll need $10 each way for the train. Wait, do you have a travel link card? No, but I can get one before tomorrow. Okay, well that'll make it considerably cheaper then. The bus will cost $1.50 each way, and the train will be... The train to Harbour City will... Still cost $10, because you'll be travelling during peak hours in the morning. So no savings there, I'm afraid. However, if you could come back at an off-peak time... What does that mean? Well, if you could start your return journey before 5 p.m. or later than 7:30 in the evening... Actually, I wasn't planning on coming back till at least 8 o'clock anyway. Well, in that case, you can make quite a saving if you use your Travel Link card. You did say you were planning to purchase one, didn't you? Yes, I'll pick one up later today. Good. That would mean your return train journey would only cost you $7.15 with your card. Thank you. Is there anything else I can help you with? Actually, there is. Do you know if I can use the TravelLink card on ferry? Quick pause. Ați văzut la început câte prețuri v-a dat? Vă întreba de cash fare, cât vă costă când vă urcați în autobuz. Și apoi imediat v-a dat un alt preț de card fare, și anume acest card. E un fel de abonament, practic, care îți dă multe reduceri, asemănător cu Oyster-ul din Londra. Deci ți-a dat două prețuri, dar tu te concentrezi pe cash, pentru că asta își cere. Și apoi de două ori ți-a dat prețul trenului. După care, hei,
o nouă idee, același preț al trenului, dar off-peak, adică în afara orelor de vârf. Deci la un moment dat, între răspunsuri, o să observi o cantitate relativ mare de informație inutilă. If you're thinking of the Harbour City ferries that go back and forth between the North and South Bank, those are the commuter ferries, then yes. A one-way trip costs $4.50, but with your card, you'd make a 20% saving and only pay $3.55. So $3.55 for the commuter ferry. What about the tour boats? You mean the tourist ferries that go upriver on sightseeing tours? No, they only take cash or credit card. They're not part of the Travelink company. Oh, I see. I don't suppose you know the cost of a tour. In actual fact, I do, because I took a friend on the trip upriver just last week. We decided on the afternoon tour, and that was $35 each. But I understand that you can do the whole day for $65. Thank you. You've been a great help. My pleasure. Enjoy your day out. That is the end of section one. You now have half a minute to check your answers. Deci din momentul în care pornește înregistrarea audio, aș fi avut 7 minute, plus între 37 minute jumate pentru partea 1 a listening-ului. Sincer, aici m-am încurcat la tourist ferry, că nu înțelegeam ce vrea. De fapt, răspunsul la 10 era afternoon, feriul turistic de după amiază. Dar atâta s-au învârtit în jurul lor și au spus de 3 ori tourist ferry până să apară cuvântul afternoon. Deci aici a implicat atenția. Faceți-și și voi în paralel cu mine. Hai să ne comparăm răspunsurile. Cool. Partea a doua. Sper să fie mai scurtă. Nu e. E la fel de lungă. Section 2. You will hear a guidance counselor talking to a group of students. First, you have some time to look at questions 11 to 14. Is it your first time seeing a counselor? If you are unable to see a counselor during normal hours, if you do not have an appointment, if your concerns are related to anxiety, che? Listen carefully and answer questions 11 to 14. Hello everyone. I'm the counseling administrator here at St. Ives College. And I've been asked to come and talk to you about our counselling team and the services that we offer. We have three professional counsellors here at St. Ives, Louise Bagshaw, Tony Denby and Naomi Flynn. They each hold daily one-on-one sessions with students, but which counsellor you see will depend on a number of factors. If you've never used a counsellor before, then you should make an appointment with Naomi Flynn. Naomi specializes in seeing new students and offers a preliminary session where she will talk to you about what you can expect from counseling, followed by some simple questions about what you would like to discuss. This can be really helpful for students who are feeling a bit worried about the counseling process. Naomi is also the best option for students who can only see a counselor outside office hours. She is not in on Mondays, but starts early on Wednesday mornings and works late on Thursday evenings, so you can see her before your first class or after your last class on those days. Louise staffs our drop-in centre throughout the day. If you need to see someone without a prior appointment, then she is the one to visit. Please note that if you use this service, then Louise will either see you herself or place you with the next available counsellor. If you want to be sure to see the same counsellor on each visit, then we strongly recommend you make an appointment ahead of time. You can do this at reception during office hours or by using our online booking form. Tony is our newest addition to the counselling team. He is our only male counsellor. And he has an extensive background in stress management and relaxation techniques. We encourage anyone who is trying to deal with anxiety to see him. Tony will introduce you to a full range of techniques to help you cope with this problem, such as body awareness, time management, and positive reinforcement. Before you hear the rest of the talk, you have some time to look at questions 15 to 20. Asta m-a indus
un pic în eroare, dar ai trei răspunsuri, le aplici unde e cazul, din nou asculți și te axezi, nu neapărat pe propoziția, pentru că ce scrie aici, citat, if it is your first time seeing a counselor, nu va fi întotdeauna identică în audio. Acum s-a nimerit, dar la nivele mai avansate sau în alte texte mai nebune, pur și simplu va fi rescris. Tot trebuie să cauți sfat de la profesor. Caută cuvintele cheie. First time. Boom, atâta. Când auzi ceva de prima dată, ăla ți-e răspunsul. If you are unable to do normal office, unable normal hours. Boom. If you do not have an appointment, no appointment. Anxiety, cuvânt cheie. Simplificați întrebarea pe cât poți de mult. 15-20. Complicado. Complete the table. Write no more than two words each answer. Maxim două cuvinte pe spațiu. Astea-s workshop-uri. Astea-s detalii. Umplem cu ce lipsă. Now listen and answer questions 15 to 20. Each semester, the counseling team runs a number of small group workshops. These last for 2 hours and are free to all enrolled students. Our first workshop is called Adjusting. We've found that tertiary education can come as a big shock for some people. After the structured learning environment of school, it is easy to feel lost. In this workshop, we will introduce you to what is necessary for academic success. As you might expect, we're targeting first-year students with this offering. Getting organized follows on from the first workshop. Here, we're going to help you break the habit of putting things off, get the most out of your time, and discover the right balance between academic and recreational activities. With Getting Organized, we're catering to a broader crowd, which includes all undergraduates and postgraduates. Next up is a workshop called Communicating. The way people interact here may be quite different to what you're used to, especially if you've come from abroad. We'll cover an area that many foreign students struggle with, how to talk with teachers and other staff. We'll cover all aspects of multicultural communication. International students tend to get a lot out of this class, so we particularly encourage you to come along. But I must say that sometimes students from a local background find it helpful too, so everyone is welcome. The anxiety workshop is held later on in the year and deals with something you will all be familiar with, the nerves and anxiety that come when exams are approaching. Many students go through their entire academic careers suffering like this, but you don't have to. Come to this workshop and we'll teach you all about relaxation and how to breathe properly, as well as meditation and other strategies to remain calm. We've tailored this workshop to anyone who is going to sit exams. Finally, we have the motivation workshop. The big topic here is how to stay on target and motivated during long-term research projects. This workshop is strictly for research students, as less advanced students already have several workshops catering to their needs. Well, that's it. Mina, acum nu înțelegi, frate, nimic. Nu înțelegi accentul ei? Nașpa, obișnuiește-te. Deci ăsta este un exemplu foarte clar și foarte bun de engleză coerentă, ușor de înțeles. Dacă începi să-ți faci prieteni care vin din diferite părți ale Angliei, uită-te la video-ul meu mai vechi în care replic accente englezești și atunci o să vezi probleme. Ok, răspunsul a fost destul de simplu atât timp cât urmărești și nu încerci să dai share video-ului în paralel. La 17 am avut o problemă pentru că mi-a enumerat foarte multe tipuri de studenți și inițial am crezut că e pentru toți studenții undergrad și postgrad, adică studenți anul 1, 3 sau masterant, doctorand, dar apoi a intrat mai în detaliu și am auzit cuvântul especially international students. Deci ăla e răspunsul corect, pentru că urmăream chestiile cheie.
Ce mai e bun pentru facultatea din Anglia, IELTS sau Cambridge? Sunt amândouă la fel de bune, mai ales nivelul. Dacă ai Cambridge Proficiency și ai dat IELTS nivelul maxim, sunt echivalate. Foarte popular a devenit IELTS-ul în ultimii 12 ani sau chiar mai mult. Nu știu exact de ce, dar în realitate demonstrezi același lucru și la cursurile celor două înveți același lucru. Deci, sincer, sunt același lucru, sunt la fel. De asta au cam și același preț, din câte am observat. Partea a treia! Section 3. You will hear a conversation between a teacher and two students who are preparing for an English literature test. First, you have some time to look at questions 21 to 24. Fuck me and the scuse. Novel, protagonist, time period. Ok, deci trebuie să găsim informațiile astea din dialogul lor. Din nou, folosim efectiv cuvinte cheie, că avem puțin context. Listen carefully and answer questions 21 to 24. Hello, Lorna. Ian. Glad you could make it. You're the only two who put your names down for this literature tutorial, so let's get started, shall we? I want to run over some aspects of the novel The Secret Garden with you before the test next week. Be sure to take some notes and ask questions if you need to. Hey, Lorna, have you got a spare pen? Sure, here you are. Okay. Aici novela este The Secret Garden. S-ar putea, din lipsă de chef, să spui Secret Garden. Răspunsul complet este The Secret Garden. Pentru că e un test de ascultare și noi, cu toții străinii, în afară de nemți, nu cunoaștem și nu avem The, e o problemă, pentru că sigur o să o uitați. Deci, dacă ai auzit The Secret Garden, pune The Secret Garden. So, the story follows two key characters. You should refer to them as protagonists, who go by the names of Mary Lennox and Colin Craven. The story is set shortly after the turn of the 20th century, and the narrative tracks the development of the protagonists as they learn to overcome their own personal troubles together. That's quite a common storyline, isn't it? Yes, you're right, Lorna. So, what can you tell me about the character of Mary? Well, in the beginning, she is an angry, rude child who is orphaned after a cholera outbreak and forced to leave India and move to the United Kingdom to her uncle's house in Yorkshire. That's right. And there she meets Colin, who spends his days in an isolated room, believing himself to be permanently crippled, with no hope of ever gaining the ability to walk. The two strike up a friendship and gradually learn, by encouraging each other, that they can both become healthy, happy, and fulfilled in life. Will we need to remember a lot of these details for the exam? Just the basic outline. Examiners don't want to read a plot summary. They know what the book is about. Focus on narrative techniques instead, such as point of view. What's that mean? It's all about how we see the story. This story, for example, is written from the perspective of what is called an omniscient narrator. Omniscient means all-knowing. So, as readers, we get to see how all the characters feel about things, what they like and don't like, and what their motivations are in the story. Before you hear the rest of the conversation, you have some time to look at questions 25 to 30. Deci observați că odată pe la 2-3 minute vă dă o pauză să vă reculegeți. Știi ce? N-am chef să continui restul pentru că e repetitiv. Asta e structura. S-ar putea în viitor să aveți să alegeți răspunsul corect. Din nou, A, B, C, D sau toate, nu se știe. L-ați înțeles formula. Acum să răspund mine și restul celorlalți care nu aud neapărat corect sau nu ți este clar. For practicing, nu știu, ascult, uită-te la Downton Abbey sau la, ca fapt divers, dar ok, faceți practice. Vreți să învățați engleză diferită, săriți pe YouTube și găsiți Scrappers de BBC. I'm Terry Walker.
This is... Muzică, muzică. Iar mi-a bea și e foarte multă operă. În fine, urmărește o familie din nord, de englezi. Deci de aici le găsiți accentul. Voilà. It's a bit emotional, isn't it, sometimes, when it goes at you? Yeah, and he's having a go at you and you think, why me? It winds me up sometimes. He knows I can fake it. But it's not about knowing that you can fake it. It still hurts, doesn't it? Yeah. Thank you for my dinner. No problem. I'm always... Accentul nordic. Ca să poți să asculti ca lumea, trebuie să asculti multe de astea și să începi să contextualizezi. Soz. Altă soluție pentru listening nu am. Ok, gata cu listening-ul. Ce urmează? Reading! Reading, dar reading ce? Listening-ul cu oameni. Academic sau general? Acum, asta depinde total de nivelul de IELTS pe care ați ales să-l faceți, să-l susțineți. General este ceea ce sună, pe când academic începe să aibă cuvinte nebune, precum nowadays. Îți facem pe ăsta academic, de ce nu? Din nou, trei secțiuni, instrucțiuni, nu ne pasă, direct aici. Oh, MFG. This is the first... Read the passage and answer questions 1 to 13. 13 întrebări din OMG, cât a textul. Ce e H-diploma? Ce aia H-diploma? Nu văd nicăieri. What did researchers... Ok, hai să răspundem doar la întrebările astea deocamdată. Nu, frate, e lung, e prea mult de citit. M-am răzgândit, sorry. Intrăm în detaliu în alt video, acum doar exemplificăm. Hai să facem general reading, că de obicei e mai... mult mai simplu, doar o listă. Ok. Boom! Emergency procedures. De aici începe textul. Revised. Revised adică schimbat, revizuit. 2011 iulie. Applies to a to all persons on the school campus in case of emergency. Find the nearest teacher. Citiți-l și voi cum e. Procedures of evacuation. Nu știu ce este HA diploma, dar ne uităm după asta. Poate pot să-ți traduc de pe Google. Warning of emergency evacuation, you will be marked by a number of short bell rings. All the classwork will cease immediately. Students will leave their bags, books behind. Teachers will take classwork. Classes will vacate the premises. If the stairs are increasingly nearest alternative, do not use the lifts. Do not run, motherfuckers. Each class under their own teaching. Să presupunem că l-am citit, pentru că magie. E destul de ușor să ți le extragi, doar urmărind contextul și comparând cu textul de jos, dar pot interveni din nou acele mici obstacole. So, hai să încercăm varianta leneșă. In an emergency, a teacher will either phone the office or... Emergency. Țineți minte, în examen nu puteți să dați control Q find emergency. Care nici măcar m-am scris ca lumea. Boom. Nici măcar nu ajută. Call. Profesorul. Tot nu merge. Morții, morții. Phone. Boom. Uite. In case of emergency, nearest teacher who will send a message, who will phone, exterior 99. Deci ăla azi va fi ori sună la birou, ori la exterior 99. The signal for evacuation will normally be several, știm din prima parte, era vorba de alarme. Short bell rings. Deci în text a zis a number of, un număr de alarme, dar ei au parafrazat în several, care e un alt cuvânt pentru multiple.
If possible, students should have the should leave the building by the skrijajući stairs. Și dacă scările nu, atunci alternative staircase. Deci în orice situație pe scări, nu pe lift, nu cu liftul. They then walk quickly to the car park with a light. We'll move in a brisk, orderly fashion to the car park. De obicei, parcările sunt punctele de asamblu în caz de incendiu. Cineva will join the teacher and students in the quad. Quad fiind spațiul pregătit. All staff will be the same. The marshal supervisor will be wearing a red cap. Now waiting for the master. Students assemble in the quad with their teacher at the time of the evacuation. The teacher will do a head count. Deci, teachers and students join the quad. Deci cine merge cu amândoi? De asta e bine să-l citești înainte, foarte clar. The marshal supervisor, Ms. Randall. Ăsta e răspunsul corect. Și cine e, dar și numele ei personal. Dacă dai doar una sau alta, ai doar jumate din punctaj pentru întrebarea aia, că bună. Ceva legat de health management. Habar n-am, frate, pe bune, sorry. Dar ne informăm. Each class teacher will count up his or her students and mark. Vreau să zic că o să-i marcheze ca fiind prezenți sau ok, în siguranță, dar totuși ne trebuie cuvântul exact. The teacher will do a head count and check the roll. Mark the roll, adică respectivul catalog. Hei, am mai evitat o cacofonie. After the, everyone may return to class. Supervisor will inform office when all staff have been accounted for. All students, teachers, support personnel remain in evacuation area until all clear. All clear signal. Asta e răspunsul. After the all clear signal, everyone may return to class. If there's an emergency at lunchtime, students gathered in the quad in, they se duc în alt spațiu and wait for their teacher. In the event of an emergency occurring during lunch break, students are to assemble in their home room groups in the quad. La ei în cămin. Assemble in home groups and wait. Și relativ simplu, este total un exercițiu de atenție. Hai să luăm o mică pauză, să căutăm HA diploma. To required for university. Boss, nu mi-apare absolut nimic. Știi ce mai caut? Sorry. Da, acum chiar nu-mi vine nicio idee. Nici n-am auzit de HA, health, what else. Mai departe. Întrebări 9 la 14. Read the text and answer. Deci e un nou text acum. Unde avem business basics, bookkeeping. Ok, niște servicii. Și facem true, false sau not given. Deci ori adevărat, fals sau nu ai informația respectivă în text. Asta e una dintre acele capcane. Norocul vostru că nu se folosește mult prea des. Business basics is appropriate for beginners. Business basics atunci. Ten, employment and account position, bookkeeping and business basics. Boom. Through an intermediate level suitable for anyone requiring a knowledge group. Știm un pic despre el. Anyone requiring knowledge from the ground up. Adică pentru începători. De la zero în sus. Bingo! For beginners. Adevărat. Bookkeeping has no practical competent. This course will provide students with a comprehensive understanding of bookkeeping and great deal of hands-on experience. Deci întrebarea e, bookkeeping nu este competent, fals, pentru că este, ca așa au spus în text. Bookkeeping is intended for advanced students only. Ne spune ceva despre avansați sau nu?
Nu. Deci răspunsul e not given. Informația nu există în text. Și tot așa mai departe. The new enterprise module can help your business become more profitable. Understanding company structure, taxes, and profits and loss settlements and budgeting for tax. Din nou, informația nu legată de profitabilitate nu există acolo. Social networking focuses on a specific website to help your business succeed. This broad overview given to the opportunity to analyze that web technologies are available now and how can they benefit your organization. Deci, adevărat! Pentru că au vorbit despre benefit. Vorbesc prea repede? Spuneți-mi, vă rog, dacă vorbesc prea repede. Ceva de la BC, Ei, ca fapt divers, Răzvan, BC ONS, ăla este nivelul de studiu, adică Bachelor of Science with Honors, Cultural Arts Management. Dar S la Science, asta cred că e ceva foarte relevant cursului tău, așa că mai bine le dai mesaj și întrebi ce anume e și ce fel de echivalent poți găsi. Ultima întrebare, the communication class involves speaking in front of an audience. Take the fear out of talking to a large gathering of people. Gain the public speaking experience that will empower you with better communication skills and confidence. Boom! Da, corect, true. Clasa asta de comunicare implică faptul că vei fi în fața unui public. Gigi-a. Banditule cu 37, ce crede despre anularea bacului? Ok, hai să facem o pauză, să-ți răspund. Cred că pentru voi care nu aveți chef să luați o idee fascinantă, dar de asemenea tot pentru voi care nu aveți chef să-l faceți, este pe termen lung o idee nașpa. Adică ce înseamnă anularea lui? Să nu-l mai dați sau să-l mute mai târziu? Sincer, cred că ar trebui să dați un bac din ce ați putut să studiați în prima parte a anului până să intrăm în carantină. Deci ar trebui în continuare examenul dat, dar doar pe ce ați studiat în clasă. Și ca urmare, aveți o grămadă de timp să studiați o treime din conținut, dacă nu și mai puțin. Părerea mea. Mina, înțeleg 30% din cuvinte, zic din ce văd pe test, că în general știu vreo 600 de cuvinte, un procent mare. Un procent foarte mic din engleză, adică mai puțin de 0,001%. Wow, dar îmi place că ai intrat statistic și ți-ai stabilit punctul de pornire. Perfect. De acum, targetul tău în următoarea lună trebuie să crești de la 30 la 35 spre 40%. Dacă îți place să gândești statistic. Răzvan, da, ok, apelează la Edmundo dacă vrei, dar de obicei îți iau bani pentru ceva ce poți face singur. Dacă n-ai chef, timp sau te stresează să descoperi, desigur, apelează la cineva care știe. Dar totul hotărăște în final, deci e bine totul să te informezi. Read the text below and answer 15-12. Avem litere. Ok. List of headings. Ce? Astea sunt. Nu înțeleg exercițiul. Ok. E bine. Asta o să fie și problema voastră. The second section contains two pieces of writing. Le citim pe fiecare și apoi răspundem la întrebări. Has 7 sections, de la A la G, 7 paragrafe. Choose the correct heading for each section of the list below. Ah, ok. Deci mi-aduc aminte, sunt paragrafe, le citești și paragraful E trebuie să aibă și un titlu. Titlurile sunt aici, de la I la X, adică 10 roman. Și le cuplezi corect. Ok, dacă e gratis, fă-o. Poate că e gratis în speranța în care după aia faci restul aplicației cu el. Dacă îți dau informație gratis, super, du-te, ia-o gratis și după aia confirm-o singur.
Eu cunosc agenți care au dat multe țepe, mai ales românilor, care au venit în Anglia. Adică și universitatea la care am fost eu, am rămas în relații buni și ne aducem aminte de acea agentă din București care promitea mult și promitea informații și când ajungeau copiii aici, mă rog, adulții, aici încă era, nu era chiar așa de roz sau de clar. În fine, îl mai facem pe ăsta și după aia trecem la următoarea parte de scriere. Deja lucrăm de 38 de minute. Îl facem destul de repede. Acum. A. Sensible work practices are an important factor in the prevention of muscular fatigue. Oh, okay. Discomfort or pain in the arms, necks, hands or back. Or eye strain, which can be associated with constant or regular work at a keyboard and visual display unit, VDU. Hai să-l traducem, că sunt câteva chestii mai complicate aici. Practici. Ok, sensible nu e sensibil. Sensibil e emoțional. Sensible e ceva de, cum îi zice, fucking... când oamenii au... Fuck you. Sensible. Bun simț. Practici de muncă de bun simț. Sunt practicile de muncă. Ok. Practicile de muncă de bun simț sunt un factor important în prevederea fatigue leșinului muscular, disconfortul sau durerii în mâini, gât, palme sau spate, sau chiar și obosirea ochilor, care sunt ceea ce este asociată cu constantă sau muncă regulară la o tastatură și în fața unei unități de prezentare vizuală, VDU. Dacă trebuie vreodată să traduceți ceva și aveți în paranteze chestiile astea, parantezele rămân la fel ca în engleză. Deci veți traduce Visual Display Unit, unitate de prezentare vizuală, dar în paranteză rămâne VDU, pentru că aia e terminologia adevărată. Bun, și acum căutăm titlul pentru acest segment. How can reflection problems be avoided? How long should I work without a break? What is experience problems? What is the best time to fill chores? What makes a good seat? What are the common health problems? S-ar putea să fie asta, 6, ține minte. What is the best kind of lighting to have? What are the roles of managers and workers? Why does VDU create eye fatigue? Posibil, dar nu chiar că nu avem detaliile cauzei. Where should I place the documents? Deci între 9 și 6. Trebuie să fie 6. Sigur. What are the common health problems? Unde avem și o listă generală de problemele generale cauzate de... Asta e de mare atenție, pentru că aveți 10 răspunsuri și 7 paragrafe. Ceea ce înseamnă că 3 sunt în plus. Și pot fi asemănătoare, pot fi foarte apropiate, dar aici chiar va depinde total de text și de atenția voastră. Deci voi trebuie să fiți foarte atenți și foarte specifici cu asta. Dar țineți minte, e doar una din 3 componente ale părții. Dacă țineți că rămâneți fără timp, dacă v-ați încurcat la 1, 2, 3 din 7 sacrificațiile pe alea ca să luați punctele corecte pentru restul. Și în general, administrați-vă timpul în felul în care dacă nu știi ceva, treci mai departe și te întorci mai târziu, nu-ți bate capul pe ceva ce nu pare a fi rezolvabil prea curând. Asta le spuneam și studenților și aparent luau note mari în examene. Unde ai stat înainte de facultate? Înainte de facultate, Răzvan, am stat acasă în București la părinți. Și când m-am mutat în facultate, m-am mutat direct într-o casă cu alți studenți, printr-o agenție de aici, din Anglia. O agenție imobiliară care dădea case de studenți.
Section 3 e un pic diferit. Text 8 paragraphs, which paragraph contains the following information. Foarte asemănător, le citești atenți, foarte atent și le conectezi cu răspunsul relevant. Ooh, the origin of the word calisthenics. Boom, bigger is better, climax calisthenics was, nu aici. Boom, in the 60s and 70s, calisthenics and the goal of functional, nu? Așa se întâmplă când luăm invers. From the very first caveman to scale a tree or hang a cliff face, the mighty armies of Greco-Roman Empire and the gymnasium of modern American high school, calisthenics has endured and thrived because of its simplicity and utility. Unlike strength training, which involves weight machines or resistance bands, calisthenics uses only the body's own weight for physical development. Da, m-a apucat și-o de-alea. Dar încă nu am găsit origins of calisthenic word, adică noi căutăm informația despre de unde a apărut cuvântul în sine, calisthenics. Probabil e în text, dacă îl căutăm, îl găsim, sincer, n-am chef, dar ați înțeles cum funcționează sistemul. Putem să trecem și mai departe. La writing! Hai să stăm pe general, că așa ne-am obișnuit acum. General trailing passive. Ok. Acum depinde cum scrieți voi. Cât de bun vă e scrisul? Sunteți genul care încă scrie... Care e cuvântul? Cum se aude? Avea un anumit cuvânt. Se scrie cum se aude. Aaa, am uitat româna! Cum se scrie? Cum se zice, frate? Se scrie cum se aude. Ceva lingvistic, ceva... O să-mi vină, mi-aduc aminte. Lăsați-mi voi mesaj. Ca româna. Româna e o limbă de aia. Nu, trebuie să aflu. What kind of language is Romanian? O să-mi zică latină, dar nu căutăm latină, căutăm altceva. Belonging to Italian branch, Portuguese. Bingo. Fonetică, pana mea. Am și uitat de unde am pornit. Da, dacă scrieți fonetic în engleză, din start ați picat tot examenul de writing. Deci, practice. Scriind the, awkward, plurale, chestii de genul ăsta. Do not și don't. Prescurtările. Writing task 1. Avem doar 20 de minute. Write a personal, semi-formal or formal style with at least 150 words. Deci noi avem de ales stilul, nu contează, ne dă libertate. Cel puțin 150 de cuvinte, adică cel puțin 15 rânduri scrise de mână. Frate, cine îmi dă mesaje că mă stresez? Încercăm să predăm aici, să facem chestii importante și voi, și voi, și voi. Mă, la cap. Vecinii se întâlnesc la ceai, m-am invitat și pe mine. Got cheese stuff, not fancy pizza. S-a trezit și Katie din somn, i-am muncit de noapte. Ok, hai să facem task 1. A friend has agreed to look after your house and pet while you're on holiday. Write a letter to your friend. Ce-ai spus, Cristiana? Știu de varianta să stai cu mai multe persoane într-o casă, dar ce părere ai de cămin? Ok, tragem o paranteză. Căminul, deși am stat cu alte persoane în casă, mi-am petrecut primul an aproape exclusiv în cămin. Mă vedeam cu o fată acolo și îmi făcusem prieteni. Căminele sunt foarte scumpe. Da, ai un apartament de, să zicem, 8 persoane cu care poți să te înțelegi sau nu, dar în medie vei plăti, depinde și ce fel de cameră vrei. Cameră cu baie personală, ai belit-o. Dar plătești undeva la 450-600 de lire pe lună. Și pentru ce? Când poți să-ți găsești privat cu 350
Într-adevăr, la privat sunt riscurile mai mari, pentru că oricine poate fi acolo, nu numai studenți nebuni, dar și adulți nebuni. Dacă vrei să stai la cămin pentru respect, pentru distracție, pentru viața de super student, că de-aia te duce acolo, du-te în primul an, că n-ai voie să stai în cămin mai mult decât primul an. Deci automat în anul 2 vei fi rugat să te muți pe cont propriu. Moment în care poți să stai la casă comună cu prietenii pe care ți-ai făcut în cămin, că și ei vor sta, vor fi în aceeași situație. Hope that helps. Dar în cămin sunt cele mai mari petreceri, într-adevăr, pentru că sunt constante. Constante. De asemenea, în cămine mai trebuie să faci alarme de incendiu pe la 3-4 dimineața, nu e plăcut. Și te verifică paznicii și nu poți să fumezi în cameră. De fapt, nu poți să fumezi în cameră nici la privat, dar la privat faci ce vrei. Ca fapt divers. Libertăți. Ok, hai să ne scriem scrisoarea, frate. Task 1. Scriem o scrisoare unui prieten care trebuie să aibă grijă de casă și de animal cât noi suntem plecați în vacanță și trebuie, uite, să-i spunem trei lucruri foarte clare. Detail, contact details for when you are away. Give instructions about how to care for your pet and describe other household duties. You do not need to write any address. Begin the letter as follows. Boom. Hi. Dear. Nu o să-l scriu că n-am chef. Dear Răzvan N. Thanks for looking after my stupid cat while I'm away in Portugal. Business called me and there's no one else to take care of it. If you don't mind, go... Pauză, aici urma să-mi tai. Ce trebuie să facem? Ok, am făcut introducerea în care îți mulțumesc că ai grijă de pisica mea, să presupunem că am vorbit dinainte. Sau nu? Da, că zice aici, a friend has agreed, deci e deja de acord să aibă grijă de casă și de pisică sau de animal. Acum doar îi dăm instrucțiunile. Bun. You can always reach me on my usual phone number while I'm away at any time. If I don't pick up, just text me and I'll call you right back when I can. If you want to take care of the cat, Stacy, just feed it once in the morning. Give it a big fat breakfast. Choose any of the cans in the cupboard that is directly above the fridge. Doar așa, ca să fiu super specific, să arăt că știu să descriu. Am dat direcții, i-am dat opțiuni. Îmi și fac viața ușoară aici, pentru că îmi imaginez casa, îmi imaginez unde sunt lucrurile. Îmi imaginez că am o pisică care nu este foarte răsfățată, așa că mănâncă orice din ce am pentru ea. Nu trebuie să mă blochez în detalii. Detaliile le inventez acum. Și asta le place. Vă zic serios, examinatorii din Anglia pentru genul ăsta de teste, ăsta e un sfat pe care mi l-a dat profesoara mea de engleză din liceu când aveam 15 ani și dădeam Cambridge-ul. Le place imaginația. Și le place dacă poți să structurezi imaginația și detaliile într-o formă coerentă. Deci mai puțin contează ce anume spui, ci ce, ci cum și cât de coerent. Și evident, gramatica trebuie să fie aici. I-am lăsat instrucțiuni și apoi ce mai zice? Describe other household duties. Alte chestii de făcut prin casă. Also, if you don't mind, while I'm away, if you feel, if you can pick up the milk that is being delivered on Wednesday at 10 a.m., please take the empty bottles of milk I left on the kitchen table, put them outside the door of the house, the front door of the house, and the milkman will simply replace them in the morning. So just pick them up and put them in the fridge. Also give some to the cat and help yourself if you need some milk. And if you get really bored, feel free to clean the kitchen, Hoover, you know, general cleaning. I would really appreciate that. But if not, don't worry about it. The cat is the most important. Mi-am terminat scrisoarea și cred că sunt chiar la limita de 150 de cuvinte, minimum. Acum o încheiem.
Thanks, Razvan N, for your help. Really appreciate it. I owe you one. I'll see you when I get back. Have a nice week. Enjoy my house. P.S. Don't throw a mad party without me. Orice e valabil. Orice o să meargă. Evident, asta o scrii pe o ciornă și după aia ți-o rescrii ca să ți-o faci coerentă. Aproximativ numeri 10 cuvinte pe rând. Nu trebuie să fie... De fapt, nu trebuie să le dai numărătoarea de cuvinte. Atâta timp cât știi că ai sigur 150 de cuvinte. Aș acorda 30 de cuvinte pentru intro, de la dragă până la mersi că ai avut grijă. 100 de cuvinte minim pentru ce îmi cere, unde să mă contacteze, instrucțiunile și ce altceva să facă prin casă. De asta am inventat mai multe chestii. Și goodbye-ul aș face restul. Poate să fie orice. Clar? 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 Clar. Bun, clar. Ce se mai întâmplă pe comments? Mina, pentru că testul ăsta mai exact, că nu am fost atent când ai zis la început. Frate, scrie în titlul videoului IELTS Practice Exam. E un, o simulare de examen IELTS. Cristina, da, că mine, Mina, din nou, chiar sunt curios câte cuvinte din engleză o să intre în limba română. Am intrat destule deja. După era asta a englezismelor, ca în franțuzismele au intrat multe cuvinte, 20%. Da, și eu sunt curios. Bunica mea este foarte stresată de această problemă. M-a forțat să-i pun telefonul în română, să nu mai aibă engleză. Așa o forțam pe bunica să învețe engleză. Vrei să auzi o fază funny care nu are absolut nicio legătură cu videoul de azi, dar legat de românisme și englezisme. Cuvântul sandwich se scrie în 4 feluri diferite în română și toate 4 sunt perfect corecte și le găsești în Dex. Sandwich, englezesc, sandwich, românesc, sandwich, englezesc și un al patrulea pe care nu-l țin minte. Dar intrați pe Google, e pe bune, nu vrăjesc. Ok, task 2 de general writing, take 2. Pentru asta avem 40 de minute, ceea ce înseamnă că e mucho complicado. Some people write about the following topic. Să scriem despre următorul subiect. Și atât, astea sunt singurele instrucțiuni. În minim 250 de cuvinte trebuie să comentăm aproximativ 25 existente. Deci trebuie să transformăm chestia asta în ceva de 10 ori mai lung minim. Aici putem să facem orice, pentru că nu suntem limitați cu reguli. Putem să ne dăm o opinie, putem să argumentăm pro sau contra. În care poate ar fi mișto să oferim și niște exemple personale, existente, din știri, relevante, inventate, din nou poți să spui ce vrei, ăsta clar e un exercițiu care te pune să scrii independent, cu doar o idee de început. Care ne e contextul? Some people believe that teaching children at home is the best for a child's development, while others think that it is important for children to go to school. Discuss the advantage... Am vorbit degeaba. Aici îmi sunt instrucțiunile. Discuss the advantages of both methods and give your own opinion. Give reasons for your answer and include any relevant examples. Ok, deci tot ce v-am zis mai devreme vi le și spune aici, sorry. Dar nu v-am încurcat că v-am spus corect ce am spus. Deci avantaje și nașpauri ale ambelor metode de a școli copiii acasă sau de a trimite la școală propriu-zis. Și să ne dăm și propria opinie, unde dăm motive și etc. O să trișăm un pic, o să începem cu o rescriere a ideii, pentru că de ce nu? Să o facem mai mare. Dar o să o rescriem cu alte cuvinte ca să arătăm că știm vocabular.
It is considered no. E o problemă? Poate fi o problemă. Sau e doar un mic impediment? Hai să ne alegem un punct de vedere. Vrem să... doar să o dezbatem. At home is best for children's development, while others think that is important for children to go to. Ok. There are two ways of teaching children. One is through homeschooling and one is through regular attendance at a traditional school. The opinions are divided, where some believe one might benefit a child's development more than the other. Și asta ne introducerea, scuze, Katie îmi scrie, bărăbu, este, da, îmi trebuie legume și lapte. Ah, fuck it. Well, we're saying, Tiny Ham, I'm just doing a live on YouTube teaching people this IELTS business. So, yes, bring eggs, bring milk, bring juice, bring veg, bring literally everything you have and want to get rid of. I have a couple of eggs, I have some cheeses and olives. And ice cream. That is all we need. Ok, deci făcusem introducerea în care am rescris toată chestia asta. Mai departe trebuie să începem să discutăm avantaje. Hai să o facem frumos. Let's look at the two closely. While children might benefit from more direct attention from their teachers in a homeschooling situation, either being their parents or private tutors, this may not help the child's social development. While academically he has all the time, resources and focus due to lack of distractions, for example, other pupils in the class, they can benefit from this through in-depth learning of certain topics, through more time available to practice, and for more opportunities to accelerate the speed and level at which they are learning. This is not necessarily fair on everyone else. Homeschooled students and school-taught students will be taking the same exams set by the same government. So one can argue that it's not fair on the children attending traditional school because they don't have the same amount of academic support, be it time or individual focus. As well as this, children who are homeschooled do not get a chance to hang out with children of their own age. They now have limited opportunities to develop a social life, to make friends, to engage in extracurricular activities, and this in turn could potentially limit them from becoming a well-rounded person. O persoană rotunjită bine nu e o persoană grasă, ci o persoană conturată bine, care e ok din toate punctele de vedere. A well-rounded person. Am dat și pro și against pentru homeschool. Hai să vorbim acum și de traditional school. While many students dislike traditional school because of its basic concept of schooling, we can note several examples of politicians, world leaders, businessmen, athletes who attended traditional school and developed just as well as anyone else and now have reached great careers and a strong social support group of friends and former colleagues.
from school or higher education. Hai să tragem o concluzie. Cred că am dat destule exemple relevante din from you know, own knowledge, din ce știm sau din experiență. Nu vreau să vorbesc despre experiența mea, pentru că n-am avut-o, n-am fost școlit de acasă. Am făcut și o meditație ca toată lumea pentru BAC și etc., dar nu e școlire totală de acasă. Deci n-am o experiență proprie, o să vorbesc doar din cunoștințe. Acum hai să inversăm și să vorbim de școală versus școlit acasă, spre deosebire de invers, cum am făcut prima dată. Students who attend regular school might sometimes be jealous of homeschooled kids, children, pentru că child este în ce mi se cere, because of the apparent freedom and the ability to not have to wake up in the morning and go to school and listen to the same people teaching you and potentially, in some extent, judging you for 5 to 7 hours a day. While they are jealous of this, the traditionally schooled children may not know of the lack of social development on the homeschooled kids, children's part. Not knowing this might trigger them into believing that, again, it is not fair, academically speaking. Am încercat să mă întorc la prima idee pe care am pus-o, folosit-o. M-am încurcat un pic fără să o scriu, nu-mi iese. Dar cred că e în proporție de 80% corect, dacă nu mai mult. Și acum tragem o concluzie, că probabil am scris în jur de 200 de cuvinte. Deci trebuie să avem o concluzie lungă. By comparing and contrasting the two methods of education, I believe that they both achieve what education seeks to. Both groups of children will come out with a good education, will be able to take their exams and progress into a career with their learnings. However, there is a clear discrepancy on the social element of a child's life when being schooled from home. If we were to compare again, a full education is one where a child doesn't learn purely academia, but also learns life skills and learns how to behave in a group and later on in his life in wider society. Therefore, ca să mai băgăm niște cuvinte de umplutură, considering everything mentioned above, virgulă, I would argue that traditional schooling is better in every way for a child's development. Boom! Un pic peste 250 de cuvinte, probabil 270. Și l-am făcut destul de greu, destul de ușor. Pentru că nu l-am scris, m-am încurcat, dar l-am și făcut repede. Dacă ar fi acum să mă autonotez pe tot ce am scris, pot să-mi identific 3 greșeli de coerență în care mi-am pierdut ideea și am repornit-o. Din nou, dacă aveam notițe, era altceva. Mi-aș da 80%. Nu numai, mi-aș da oricui dacă ar trebui să corectez chestia asta. Vorbind de corector și corecturi. Cum se corectează chestiile astea? Intrați în grupuri. Nu e ca și cum fiecare exercițiu are un punctaj de la 1 la 10 puncte și atunci facem un total din nu știu câte milioane. Intrați în categorii. Și anume, General Writing Task 2 la care ne holbim acum, ăsta în sine va avea propria metodă de marcare. Și anume, ai avut minim 250 de cuvinte. Ok, ai un punct. Ai avut între 250 și 300 de cuvinte. Ai 2 puncte și tot așa. Discuss advantages and disadvantages of both methods. Ați dat doar avantaje sau le-ați dat pe amândouă? Le-ați dat pe amândouă? Ok, puncte. Ați dat unul singur? Un punct. Ați dat 2 pentru fiecare? 2 puncte. Ați discutat ambele metode sau doar una? V-ați acordat opinia?
ați dat exemple și motive, toate astea intră în categorii. Și atunci cu respectiva categorie primești un total de, să zicem, dacă era un curs de fundație, chestia asta ar fi primit 8 spre 10 puncte. Iar acelea se duc spre totalul general. Ce încerc să vă zic e că în Anglia, și asta am observat și așa am primit și eu trainingul de profesor în trecut, scopul nostru este să dăm puncte pe ce putem. Misiunea nu este să scoatem sau să tăiem puncte. Așa că dacă te încurci un pic și ți se întortochează ideile și trebuie să mai tragi o săgeată, nu e frumos, dar lumea o să facă efortul să citească și să te înțeleagă. Scopul e să îți dea cât mai multe puncte. Și realizează asta doar dacă tu ai răspuns la efectiv fiecare punct de aici. Chiar dacă l-ai răspuns greșit, primești puncte pentru că l-ai abordat și pentru că ai înțeles ce ți-a fost cerut. Mă bâlbâi. Wow, trecut o oră. Bun, speaking, asta o să fie foarte easy. Pauză. Poate să intre câteva cuvinte de engleză în română, ce o să devină limba română, un dialect al limbii engleze cam... Ba, da, ei este imposibil, frate, nu merge așa. Așa, asta ai putea spune de țările, alte țări care sunt mult mai dezvoltate prin investiții multinaționale, precum e Polonia. Crezi că polonezii o să-și renunțe la limbă? Nu. Și mă îndoiesc că se va întâmpla asta și cu asta în România. Anyway, speaking task. The speaking test is 11 to 14 minutes long and in 3 parts. Deci stai rapid în orice situație. You will answer questions about yourself and your family. You will speak about a topic. You will have a longer discussion about the topic introduced in part 2, which is a topic. Ooh, how to practice. You will need a study partner to practice the speaking test. Ask your study partner to interview you. Da, încă o chestie. Study partner dacă ai, dacă n-ai, n-o să fie absurzi. Evident, nu asta e problema. Study partner la speaking, asta știu de la Cambridge, dar încă o dată, examenele sunt foarte asemănătoare. Vă pune într-un grup de două sau mai multe persoane în funcție de ce cere exercițiu, dar deseori în două. Să zicem, suntem la o masă, dezbatem, avem un lider, un profesor care ne dă instrucțiuni și apoi lucrăm cu persoana de lângă noi. Dacă era un video montat, nu live, puteam să trag un mask aici, să stau pe ambele părți și să mă clonez. Ambele părți să mă clonez. Dar nu merge. So, vorbeam cu o tipă când îmi dădea în Cambridge-ul și ea clar avea o engleză un pic mai slabă. Era și mult mai panicoasă, se vedea pe ea. Făcea tipicul când se gândește. Să nu faci asta în viața ta, mai ales într-un speaking. Un alt sfat bun de la profesoara mea din liceu a fost că englezii în astfel de examene la un speaking task în mod specific vor să vadă că vorbești, nu numai că vorbești mult, că știi și demonstrezi că știi și ai acaparat discuția, vor să vadă că vorbești cu alții, vor să vadă skill-uri interpersonale, vor să vadă că le oferi sfaturi și asta nu înseamnă să le dai mură în gură sau să le dai răspunsuri, dar poți să-i ajuți un pic. Spre exemplu, dacă ne prezentăm unul altuia și ne spunem despre viața noastră și vezi că celălalt a rămas fără idei, s-a blocat, îi acorzi întrebări ajutătoare. What is the best place about where you live? Are you friends with your neighbors? Did you ever have pets? Poți să întrebi orice doar ca să-i ajuți pe ei să-și revină puțin și tu primești puncte pentru asta. Dar nu e ceva ce se știe prea clar. Deci ăsta e un secret. Să nu te ajungi acolo, să ajungi pe cineva și să faci scandal că n-ai primit puncte. Oricum nu-ți primești punctele imediat. Oricum durează o săptămână, două, până primești nota înapoi. Deci calm, chill și prietenos. Asta vor să vadă. Sociabilitate. Questions. Let's talk about your hometown or village. What kind of place is it? What is the most interesting? Exact ce vă spuneam și eu. What kind of jobs do people do? What would you say? Hi, my name is Bogdan. I was born in a village called Bucharest. Ha ha ha. Lol. Nu spuneți lol într-un examen. It's actually the capital of Romania. I like it.
It's fairly large. It has a lot of old school architecture that is being slowly modernized, but also kept as a heritage facade. So I like it for that aspect. The most interesting part of it is that the vreau să zic Delta, dar nu Delta, celălaltru, Dâmbovița. Cum se zice în engleză? The Dâmbovița River goes through the center of it, and you can follow it on the map or in real life through several countries. I've never done that, but I would like to. Am mai băgat un extra acolo peste răspunsul direct al întrebării, doar ca să arăți că știi. Dar nici nu te dai mari. Arăți doar că ești o persoană ok, dacă ești. What kind of jobs do people do there, the town, village? Apropo, să nu citești întrebările cum le citesc eu acum. Le citești în gând, le ai în față să-ți mai reamintești, dar nu le citești cu voce tare niciodată. People in my city do all sorts of things. Și nu e nicio problemă că acum folosesc city în loc de town sau village. Nu contează. Mi-am schimbat contextul și îl mențin. It being such a big place, you have all sorts of jobs. From manual skilled workers and fixing people's houses to the people who run the local shops and my favorite place called Fornetti that sell all sorts of pastries, all the way to executives and big corporate directors. Quite genuinely, all kinds of jobs. Would you say it's a good place to live? Why? I would say so. There are a lot of foreign students who also go there to study. It's got a very active nightlife, it's not particularly expensive, it's pretty, it is actively being modernized thanks to European funding, and for that reason, and many others, I think that it is a good place to live. Vrei să te dai șmecher? Iarăși. But of course, I'm being subjective because it's my hometown. Hometown? Nu mai este acum satul natal. Hometown e o expresie pentru oriunde natal, locul natal. Whew. Boom! Apoi avem un listening to the audio. Now, in this first part, I'd like to ask you some more questions about yourself. Okay? Transcript of... aveți și o transcriere. Dacă nu puteți să ascultați, puteți în partea asta să citiți. When you have completed all three parts of the practice, with age, listen to the audio. Asta cred că a fost un exemplu de ce făceau ei, sărim peste. Now move on to speak in part 2. Asta e doar un exemplu de formatul testului și cum ar trebui să vă prezentați voi. Încă o dată am link-ul aici, dacă vreți vi-l las și în descrierea videoului. Când o să îl postez și o să o aveți acolo. Mina, din nou, sau poate să devină a doua limbă oficială în România, folosit normală, ca și cum folosește Rusa Republica. Nu cred, pentru că deja engleza este a doua limbă mondială. So, ar însemna să învețe engleza din clasa 1, să predea engleza din clasa 1. Ceea ce facem de mult și până acum nu s-a împământenit. Nu cred că România o să accepte să-și piardă identitatea chiar așa în timp. Eu unul n-aș accepta, oricât de ușor mi-a fost să învăț engleza mai ușor decât româna, etc. altă poveste în alte videouri. N-aș vrea să renunț la propria limbă. Sau să adaug o a doua oficială, care evident va fi mai populară. Scuze-mă, am enervat un pic. Part 2, we'll give a task card. Ok, deci primeți un carton în partea a doua cu topicul pe care îl discutați. Gives you the opportunity to speak for longer on a topic. Ok, acum dezbatem. Poate ce am făcut în partea aia cu școala și cu avantaj și dezavantaj, asemănător. You'll be given 1 minute to prepare to talk about the topic on the task card. A pencil and a paper will be provided. You will have blah, blah, blah. Ok, deci primim task card-ul și apoi avem 1 minut să ne pregătim. Hai să o facem în timp real. And then you have 1 minute to think about it and you can make notes if you wish. Describe something you own or wish is very important. You should say.
Orice eu consider că e important pentru mine sau în viață, nu contează, dar trebuie să includem aceste lucruri neapărat pentru că așa vrea întrebarea. Where you got it from? How long you have had it? What you use it for? And explain why it's important to you. Ceasul de la mână. This is a Garmin smartwatch. It's not a particularly new one. It's not all that intelligent. But what it does, it can track my steps and even follow me on the sat-nav if I connect it to my phone. I actually found it at an airport. Someone had lost it. And I tried finding a person. I tried speaking to reception, to staff in the airport. But no one could help me find the person. So I kept it. I've had it for about a year now, but I've only been using it for a few weeks because I recently decided to buy a charger and set it up for myself. I use it mainly to count my steps because fitness has become very important for me, and I can keep track of my heart rate and I can monitor a certain amount of fitness progress. It's important to me that I have this specifically when I'm working out because then I can log my workouts. I can make sure that I'm keeping to a program that I've created and scheduled for myself. And overall, it has a really funky way of showing the time in different colors. Really big, bold. It has a stopwatch as well that I could be using doing exercises. So although it's a limited older model, it's important for me because it has all the functions that I need to meet my fitness goals. N-am avut nicio limită de cuvinte, deși am putut să zic absolut orice. Puteam să vorbesc despre cățel, despre familie, dar nu prea se aplicau căței familiile la de unde le-am luat și pentru ce le folosesc. Poate cățelul, nu se știe. De asta îți dă un minut sau poate chiar două dacă te vede că te chinui. Au discreția asta disponibilă. Să te gândești ce anume poți folosi ca un obiect sau depinde de context care să-ți răspundă ușor la toate întrebările, pentru că nu ai timp să te gândești. Ceea ce înseamnă că în acel minut tu trebuie deja să știi aceste răspunsuri și tot ce trebuie să faci să demonstrezi că poți să le spui fluent. Nu alege subiecte complicate despre care știi prea puține sau mai nimic, că te-ai împușcat singur în picior, ca fraier. O, merge! Avem și partea a treia, dar cred că ați înțeles despre ce e vorba aici. Și sper că v-a ajutat cu ceva. O, merge! Hei, uite-l pe Bogdan de la BBC. Boom! Ne-am întors! Întrebări, răspunsuri. Vi le dau acum, mai stau câteva minute. Live-ul ăsta a avut o oră jumate. Am făcut 75% din un întreg IELTS exam într-o oră jumate. Dar nu l-am scris. Dar hai să zicem ipotetic. Am făcut 75% din examen. Deci din start maximul notei va fi 75%. Din care eu mi-aș acorda un 80% din cei 75%. Deci nota mea momentan, în ritmul în care l-am făcut acum, în semigrabă, fără de prea multe detalii și o treime din timpul disponibil, în final cred că aș lua 56 spre 57 de puncte. Nu mai știu exact care sunt care este baremul, dar cred că 55 este absolut minim de trecere, dacă nu s-a schimbat ceva, ce va trebui să investighez pentru următorul video, promit. Dar cred că l-am trecut și l-am făcut intenționat așa, succint și în grabă, ca să vă arăt ce fel de minim vă trebuie pentru nivelul ăsta. Deci încă o dată, dacă te înscrii să-l dai, trebuie să fii foarte pregătit.
Punct! Sunteți încă 12 aici, 12 oameni și 12 like-uri. Întrebări? Last call for questions. Otherwise, 13 like-uri. Otherwise, eu trebuie să mă duc să mănânc. Am mâncat 10 sarmale mai devreme ca să termin cutia de la mama. Am mâncat 20 de sarmale în 10 zile. 20 de chile de sarmale în 10 zile. Nu, mai mult de 10. Ești nebun? Am mâncat aproximativ 6 spre 8 pe zi. În fine, am mâncat multe sarmale. Dar mi-e din nou foame. Mina, totuși o să intre o grămadă de cuvinte de engleză, că suntem înjurat de engleză, oarecum, dar o să intre mai multe cuvinte din engleză, cât au intrat cele din franceză. Ok. Trăim și vedem. Nu mai știu ce să zic. Gigia. Ce mănânc? Mi-am făcut fajitas aseară și mi-au mai rămas două sau una jumate. Le-am făcut mai mediteraneane. Găina, dar cu măsline, cu ciuperci, cu roșii. Nu e ceva ce bagi în fajitas, dar sunt. Gigia. Ei, tot același delay. Blană, băi, vă pup, sunteți amabili, mulțumesc pentru răbdare, știu că a fost un video lung. Faceți-mi o mare favoare, cel mai bun lucru pe care ați putea să-l faceți, dacă vreți să mă ajutați. Duceți-vă la toți prietenii pe care știți că vor să dea un astfel de examen de engleză. What do you eat? Și împărțiți video-ul ăsta cu ei, pentru că în mod sigur va fi de folos. În viitorul apropiat, în decursul a următoarelor săptămâni, voi lua aceste părți individual, voi intra în detaliu, vor fi, nu știu, 10-15 minute pe segment și evident o să avem alte întrebări, o să găsesc alte exemple și o să vă dau, mai mult decât o să fac exercițiile, o să vă dau formulele cum să le faceți voi. Formulele sunt deja în întrebări sau în explicații, dar sunt acele mici trucuri pe care le știu când sunt un pic mai atent. Până la alta, pe Insta, Habibis, dacă nu vă uitați, are Bogdan Alexe TV, plugin, un IGTV, știi, un IGTV de la Gigia, în care a început să-și monteze videourile verticale. L-ați văzut pe ăsta din Tampa? Fii atent că am descoperit ceva. Vă dau un exemplu de aici. Aplicația asta e blană că mă lasă să-mi și aleg chestiile. Archive. Bun, fiți atenți. Okay, mi gusta. Alright, ooh, bedroom. Bedroom is very nice. Nice TV. This furniture is from like the mid 1600s, yes. The United States is not this old, but okay, we take. The fuck is this? Oh, it's what us UK people call a Hoover. Lol. Deci am început să fac mai multe de astea. Am o grămadă verticale, inclusiv Maroc, Chicago. Alea vor fi chestiile amuzante, dar pentru următoarele 2-3 săptămâni o să mă concentrez strict pe chestiile astea de română și de în engleză. Din seria învață engleză ușor. Vă pup, mulțumesc pentru fish and chip, Adrian. Bye bye, Mina. Îți dau și ție de mâncare cu prima ocazie când vizitezi Londra. Un traditional breakfast food o să-ți placă, da? Cârnați, fasole. E mai bun decât crezi. Crede-mă. Deci am înnebunit după asta. Ok, vă pup, vă las. Fajitas pentru mine. Duminică plăcută în continuare și o săptămână bună. Distracție plăcută cu carantină redusă. Aveți grijă, purtați-vă măștile, fiți cu minți și așteptați să-mi apară video vertical a tuturor poveștilor mele din carantină. Ok, ciao! Amigos! Laters! Problema generală. Soft nou, unde e butonul de finish? L-am găsit. Ok, ciao!